La punctul 16 pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local s-a aflat reorganizarea poliției locale, ceea ce însemna ca 29 de polițiști să-și piardă locul de muncă, pe motiv că o ordonanță din 2010 prevede un polițist local la 1000 de locuitori. Proiectul a fost inițiat de primarul Nicolae Barbu și a iscat o serie de nemulțumiri atât în rândul opiniei publice cât și în rândul sindicatului polițiștilor, al cărui reprezentant a fost prezent azi la Consiliul Local. Deși legea a fost întoarsă pe toate fețele, primarul Nicolae Barbu, pentru a susține restructurările de la poliția locală, invocând respectarea legii, a început să acuze sindicatul de implicare politică și să dea vina pe TV Giurgiu și deputatul Nicolae Florian, care s-au poziționat de partea legii și a polițiștilor locali. O fi cumva un punct de vedere al domnului lider de sindicat de la Giurgiu, care toată ziua bună ziua cu Giurgiu TV și cu domnul deputat se întâlnește și discută ce strategie să facă pentru a al defăima pe primarul Barbu? Liderul de sindicat Prolex, Vasile Lincu, dar și alți consilieri locali au oferit argumente susținute de legile în vigoare, care permit ca cei 29 de polițiști locali vizați de disponibilizare să-și păstreze locurile de muncă. Am făcut anumite demersuri special pentru a verifica starea de legalitate care să justifice oportunitatea unei reorganizări prin adrese către Perfect și Curele Conturi. Eu sunt convins că prin răspunsuri vor lămuri situația și mai ales dacă constată legalitatea, atunci n-am mai avut obiect cu privire la reorganizarea prin disponibilizări. Iar dacă ar fi constatat, fiind făcut ceva nelegal, ar trebui să meargă pe fir unde a fost acea nelegalitate. Mai ales prin faptul că la ultima ședință a Consiliului Local care a vizat reorganizarea a fost invocat același act normativ, OG 63. Soluția a încercat să găsească și viceprimarul Alexandru Vladu, numai că în loc de soluții, între acesta și primarul Barbu s-au iscat discuții contradictorii. Deci nu am înțeles, domnul primar. Adică ați înțeles foarte bine, domnul vice, vă spun. Dacă este o promovat dumneavoastră... Nu. Eu știu că vreți alte lucruri în acest moment. Eu vă spun ce spun și ce am discutat cu dumneavoastră. Știu foarte bine. Deci vă inițiați acea hotărâre și o răspundeți dumneavoastră. Am curaj să afirm, de față cu cei care se pricep, că nu suntem convinși că ne obligă legea să dăm afară acești oameni. Ca atare, pentru ca domnul primar să nu aibă această greutate pe umeri, să-și asume, din punctul de vedere, ilegalitate, eu spun că cei care vor vota, sau să fim mai explicit, care vor vota contra acestui proiect, să-l ajutăm să preluăm această sarcină. Eu sunt dispus să votez contra acestui proiect, asumându-mi eventualele probleme de ilegalitate. Și consilierul local Ionel Dinu a venit cu argumente în susținerea polițiștilor locali, la fel ca și directorii poliției locale, care au considerat că instituția pe care o reprezintă are nevoie de oameni și nu de disponibilizări. Ordonanța 63 spune, și să ține cont și de contul muncii, atenție, a studiat contul muncii, bun. Trebuie să ține cont de următorul lucru, că intră și își face efect de 1 la 1000, atâta timp schema primăriei este completă. Noi, în momentul de față, nu avem complet. Deci, n-am știut, stimat. Eu sunt unul dintre cei care a fost foarte vehemenți la acest punct fierbinte de zbor din altă zi și la aceste disponibilizări de poliția locală. După un punct fierbinte, cu discuții la fel de încinse, s-a trecut la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Abținere. Împotrivă. Cine s-a ținut? A trecut de nu s-a putut. Așadar, au votat pentru disponibilizarea polițiștilor locali consilierii PSD, Gigi Oprișan, Ionuț Cioacă, Liviu Cartojan și Sorin Cepraga. Împotriva au fost Ionel Dinu, Elena Dinu, Marian Măroiu și Liviu Popazu, în timp ce restul consilierilor s-au abținut de la vot. Așadar, proiectul inițiat de primarul Nicolae Barbu nu a fost aprobat, așa că cei 29 de polițiști locali nu-și vor pierde locul de muncă.